casă la preț de apartament. Prețul, bineînțeles, vi zic la final ca să fie o surpriză. Unde ne aflăm mai exact? Ne aflăm în cartierul Arhitecților, pe strada Nicolae Porumbescu și vreau să vă prezint o casă de tip duplex, o casă foarte frumoasă și spațioasă, cu o terasă și cu o curte foarte spațioasă, parter, etaj 1 plus pod. Haideți să vedem. Aici suntem în curtea interioară, o terasă foarte frumoasă, cu niște scări împrejmuită, da, după cum se poate observa. Din această terasă interioară avem accesul direct în zona de bucătărie, o bucătărie de tip open space cu centrală termică proprie, care este montată chiar acolo pe col, mobilier, aragaz, chiuvetă și așa mai departe. Bucătărie, bineînțeles, care poate fi inclusiv închisă. La ora actuală este într-adevăr open space, dar după posibilități, dacă doriți neapărat, se poate și închide. Bun, avem aici intrarea în baie, una din cele două băi pentru că la etaj vom mai avea încă o baie, aici este normal baia de serviciu, o baie mai micuță, dar încăpătoare. De asemenea, din, din living, practic avem vedere către curtea principală, o curte foarte spațioasă și în partea de la intrare a casei, pe care o să vă o arăt imediat, iar aici este zona unde putem urca la etaj, este un spațiu inclusiv foarte, foarte util pentru depozitare, unde puteți face un dressing cu rafturi pentru hăinuțele copilului, pentru soție, de ce nu, fiecare cum dorește să-și amenajeze. Haideți să vă arăt și etajul, dar mai întâi vreau să vă arăt aceste scări din lemn, care sunt foarte frumoase și foarte drăguțe. De asemenea, după cum puteți observa pe acest hol, avem foarte multe geamuri un hol foarte, foarte luminat, da? Aici avem un hol, un hol care separă cele două dormitoare, două dormitoare care au balcon închis cu termopan. Suntem într-unul dintre cele două dormitoare matrimoniale, aici avem și baia pe care o să vă o arăt imediat, dar ce este foarte interesant este acest balcon, care este un balcon deschis, celălalt este închis cu termopan, da? Are vedere către strada principală. Aici, bineînțeles, un spațiu pentru depozitare, un pat, No, ca orice alt dormitor matrimonial. Foarte important de menționat că această baie, baia principală, are acces în celălalt dormitor matrimonial, deci practic vorbim de o baie care are acces din ambele camere. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Revenim în holul acesta și intrăm în dormitor, un dormitor care are practic aceeași suprafață. Aici avem balconul de care vă povesteam, un balcon închis cu termopan, iar aici este baia. O baie cu cadă, cu aerisire, bineînțeles, iar prin această ușă avem posibilitatea de a intra în celălalt dormitor. Exact cum am menționat la început, vorbim de parter, etaj plus pod. Aici este accesul în pod unde nu este foarte înalt într-adevăr, pentru că vorbim de o casă de tip quad duplex, dar este foarte, foarte util pentru depozitare. Deci avem o suprafață de 82 de metri pătrați utili, o suprafață totală de teren de 165 de metri pătrați, an de construcție 2015, o casă de tip quad duplex, toate aceste lucruri la prețul de 138.000 de euro. Eu sunt Roland Roșca, pentru mai multe informații accesați linkul ul www.mac.ro și vă aștept la o vizionare.